A privit ce a pățit Sara. Sara, ce ai făcut? Ai zburat azi? Hai, Sara, hai. Nu e glumă, trebuie să te zburăm. Hai, vin aici. Eu stă sub. Bună dimineața! Bună dimineața! Unde v-ați pornit, fetelor? La școală! La școală! Astăzi este foarte rece! Lăsăm fetele la școală. Dar noi mergem mai departe cu Nichi. Ne pregătim de anestezie generală cu Nicolas și mergem acum să facem cardiograma cu descriere. Analizele deja le-am făcut, sunt bune. Rămas doar cardiograma. Cu toți să scrie ce a pățit Nicolas. Ne scrieți în comentarii cum credeți ce a pățit. Nimic grav, doar zicem să facem dinții. Dinții să fie frumoși. Și trebuie să facem anestezie generală, deoarece Nicolas nu este cu minte și nu stă la stomatolog, nu deschide gurița. A fost foarte repede și Nicolas a fost foarte curajos, nu a plâns deloc, deloc, deloc. Ai fost bravo, da, Nichi? Da? Bravo! Suntem la o stație alimentară, Nicolas așteaptă hot dog-ul, dar noi ce facem? Alegem ulei și bem cafea. Da. Ne-am așezat la o măsuță și a venit și hot dog-ul. Hai, deschide gura mare. Am. O să fie o surpriză pentru Nicolas. Da? Ia uite, cine sunt aici? Vezi? Mergem mai aproape? Wow! Da? Super eroi, toți sunt aici! Mergem la următoarea asta, cine este? Batman, da? Corect sau nu? Pentru da, da. A, e, scrie, este scrie, Batman, Superman. Vedem Superman? Nichi! Hai! Bravo! O, cine este? Cine știe, scrieți în comentarii, scrie The Dark Knight Rises. Cine este? Eu nu știu, deci nu mă pricep la supereroi. Îi știu doar pe câțiva. Scrieți cine este acesta în română, deci cum o cheamă. Acesta cine este? Cine este? Spider-Man! Da? Wow! Linile foarte frumoase. Facem o poză, Nichi, și aici? Hai, o poză Spider-Man. Și aici. Spider-Man. Omul păianjen. Aici avem pe Man of Steel, Superman. Wow! Îți place? Ce? <laughs> Nu știu cine este. Deci nu am văzut ce sunt aceste desene animate, filme, ce sunt, deci nu am văzut. Joker! Nichi a fugit, s-a speriat. Ant-Man, deci omul furnică? Ant, furnică, corect? Corect? Dacă nu, mă corectați în comentarii. Măsurăm aceasta. Micuță. Micuță, da. Ne pregătim de grădiniță. Eu am rămas să fac cumpărăturile și băieții s-au dus după cărucior pentru că Nicolas vrea în brațe, dar el este deja greu să-l ducem în brațe. Și bine că căruciorul era în mașină. Și după plastelină, Nicolas fără plastelină nu iese, da? Bravo! Din nou luăm cafea, cam exagerăm noi cu cafeaua. Wow, ce nucă! Ia gustă cum e. Ce are înăuntru? Cremă? Mm-hmm. Hai!
dulce, delicios, cu lapte condensat. Ier. Este a doua cafea pentru azi. Și cred că ajunge. De obicei bem 3. Nicola s-a adormit în drum spre casă, e așa de oameni. Nimeni ne întâlnește. Au venit fetele de la școală și a privit ce a pățit Sara. Sara, ce ai făcut? Ai zburat azi? Da. Uitați-vă, a căzut jos și s-a lovit cu fața de asfalt. Da. Cum așa? Asta cum? După lecții? Da, 30 de secunde după ce ești afară. Wow. Timp 30 de secunde. Sara, te doare? Da. Și genunchi, uite-ți la față ei. Hai să ne spălăm. Ia, uitați-vă. Am plâns, dar nu tare. Nu tare, nu te-a văzut tot liceul, da? Uitați-vă, Mimi, asta s-a scăldat, a făcut băiță. Wow! Cine este acesta? Măgăruș. Măgăruș galben. De unde s-a luat el? Eu am făcut azi. La școală? Da. Ați modelat? Da. Este foarte frumos. Dar nu e coada. Coada a pierdut-o. Pe drum. Oho! E ce coadă. Sara, hai făguță. Dezbracă-te și ne schimbăm și trebuie să prelucrăm fața. Da? Da, trebuie, Sara, trebuie. Sara s-a spălat pe față și ea privit ce are ea. Dar cum ai căzut? Ai căzut și încă te-ai așa ai mers pe asfalt? Cum? Eu așa am căzut și așa încă am mers. Oh, vai! Dar unde fugeai tu? Ne-am jucat cu prietena mea. Bine v-ai jucat, Sara, da? Da. Și prietena tot a căzut. Și ea a căzut? Da. Și tot așa s-a lovit la față? Eu nu știu. Ea a căzut și a fugit. A fugit de tine. Nu. Mimi, pregătită de filmări. Da? Ești pregătită? Cine vrea video? Oh! Cine vrea un video cu Mimi? Dați like-uri. Sara desenează. Ce nu? Nu desenezi? Nu. Nu vrea. Am venit să-i prelucrez aceste răni. Sara desenează aici o lepădă. Cifra 2, da? Voi treceți cifra 2, dar ieri ai desenat ce? O girafă. O girafă, cifra 1. Și hai să prelucrăm Sara. Sara zice că ea a avut noroc, că a căzut cu ochelari. Ochelarii zice că i-au salvat ochii. Dar invers, putea fi ceva mai grav, dacă se strica ochelarii, putea fi ceva foarte grav. Și cum ai căzut tu, prietena ta, a căzut peste tine? Da. Ea s-a împiedicat și a căzut peste Sara și Sara a căzut deja și s-a lovit cu față. Hai, Sara, hai, nu e glumă, trebuie să prelucrăm. Hai, vin aici. Hai, Sara. Hai. Vreau singură. Hai singură, bine. Este clorhexidină, ea nu frige. Apă. Hai, singură. Ia, du-te la oglindă. Hai. Eu stă soft. Nu. Hai. Nu frige? Vezi, am zis că nu frige. Frige? Hai încă puțin. Hai. Sub barbă. Chiar toată barbă. Ia uite. Ia, uite ce are aici. Sperăm să nu rămână cicatrice, să fie are o cicatrice aici pe obrazul acesta. A căzut micuț, era ca Nicola și a căzut pe pământ. Și era o zgretură micuță, dar a rămas cicatrice. Ce fie se întrânează. Happy birthday, Mimi! Happy birthday! Duminică e ziua lui Mimi.
Și Sofia iată, învață. Kia. Kia. Oh. Prăbăt. Prăbăt. Facem sport, încercăm să facem un video cu Mimi și ea mereu umblă din urma mea ca codița. Și acum vrea. Ia, oh, iată, a venit. Popcorn. Cu ce este? Cu cașcaval? Cu cașcaval. Mmm, miroase, fierbinte. Au. Dacă dorm eu, doarme Mimi. Mă trezesc eu, se trezește Mimi. Gata, de jos nu mă pensară. Nu, nu, nu. Ce faci? Miki, Miki, nu. Sofia pregătește ghezdanul pentru mâine. Deja este târziu și ne pregătim de culcare. Nu am reușit să filmăm astăzi cu Mimi. Doar câteva secvențe și atât. Gata! Bravo! Sara, ce faci? Strâng ghezdanul. Bravo! Ai făcut toate temele? Da. Da, ia, dă să vedem ce ai tu aici pe față. Mai mi-este frică să nu fie aici cicatrice. Nu va fi. Trebuie să luăm o cremă specială. Da? Te doare? Mm-mm. Și tu, Mimi, aici. Ce faci, Mimi? Leneșo, nu ai vrut să te filmezi azi? Da? Vine ploaie peste lungi. Vine ploaie peste lungi. Cu picioarele albastre lungi. Cu picioarele albastre lungi. Ai pic, pic, pic. Pic, pic, pic. Pic, pic, pic. Pic, pic, pic. Iată cât de bine este când ai o soră mai mare care face cu tine temele. Numai tu nu fi oros. Numai tu nu fi oros. Nu fi oros. Voi este dialog dosit. Mergem să-i prelucrăm rănile Sarei. Eu întâi. Singură sau eu? Hai eu doar așa, tu să știi unde. Doare? Nu, 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 vezi că nu fie unde trebuie. Stai. Mai pune. Doare? Vezi, Nicolas? Atunci când alergi, nu te uiți sub picioare. Ce pisică, da? Gucea noastră, bine că este mai cu minte. Noapte bună! Noapte bună, noapte bună! Sara. Noapte bună! Noapte bună! Voi așa dormiți, da? Noapte bună! Noapte bună! O să văd cum o să dansați mâine dimineața. Da?